În acest episod vom vorbi despre brotul următor, marele secret în legătură cu următorul update, noua tematică licuită, lucrurile gratis care vor putea fi luate de la World Finals, despre acest skin și dacă este cumva exclusiv, despre challenge-ul cu el, o realitate nouă de pin cumva licuită, nerf-uri pentru unii brawler și multe altele. Brotul cu tocmai ce a fost programat pentru mâine la 6. Pe lângă faptul că puteți lua acest profile icon gratis de care am vorbit în clipul trecut apăsând pe linkul de descriere, este confirmat și faptul că leak-urile erau adevărate. Ce leak-uri? Ei bine, despre asta vorbim acum. App Store a licuit din nou update-ul următor de pe Brawl Stars, punând la tabul de noutăți de pe platformă, eventul următor. Se numește Angels vs Demons. Au pus și o poză cu acesta. Putem vedea o groază de skin-uri, ele fiind pe Lily, Edgar, Larry and Lori, pe Jean, care a fost skin finalist într-un super selmic precedent, pe Mortis, Willow și Otis. Cred că cele pe Mortis și Edgar vor fi gratis, sau cel puțin unul din ele, pentru că va urma un community event cu Edgar și Mortis. În descrierea eventului pe App Store putem vedea că mai sunt menționate și game mode-uri noi, turnee și reward-uri masive. Chiar sună interesant! Totul a început ieri când Supercell a pus această imagine pe social media. În ea putem vedea un mesaj codat și o parte dintr-un cod QR mai ascunsă. De asemenea, pe joc, cartea de care știam deja toți are poze noi, care la rândul lor și ele conțin câteva părți dintr-un cod QR. Fiecare din poze conține câte o parte din codul QR. Dacă le unim pe toate, formează un link către un subreddit unde putem vedea un utilizator care a postat toate vorbele pe care le spune cartea blestemată în joc. Dar totuși, nu e doar atât. Fiecare postare conține coordonate geografice din diferite locuri din lume. Asta acum pe toate pe ecran. Totuși, asta nu e tot. Bannerul acestui subreddit conține un cod morse care, dacă îl decodăm, aflăm următoarele cuvinte. Red Herring. Lumea a stat atât de mult să cerceteze acest grup de cuvinte, încât a căutat și pe joc la cluburi și, ghiciți ce, au găsit unul. Descrierea acestui club ne spune să ne uităm la numele președintelui ca să ne indice următorul pas. Președintele acestui club se numește Perlon Rico. Dacă schimbăm ordinea literelor, obținem cuvântul incorporiel, care este cuvântul cheie pentru descifrarea primelor mesaje codate din poza de pe social media. Iată ce obținem după ce descifrăm mesajul codat. Găsește locația, dacă îndrăznești, spune fraza secretă și află ce e acolo, îți bate la ușă cu o surpriză jucăușă, vin costumat dar nu cu motivul de a mă deghiza. Alege asta ca să dai sau poate să iei, odată pe an vizitezi așa, cu dulciuri în geantă sau poate o gumă, ce întreb când fac această cerere. Și desigur, toate astea se referă la fraza trick or treat sau în română ne dați ori ne dați. Aici am ajuns momentan. Probabil această frază a fost doar ca să ne dea Supercell mai multe deadbox-uri și în același timp să ne distrăm făcând asta. Nu știm dacă vor ajunge undeva aceste secrete, probabil că da, vă voi ține la curent totuși. Acestea sunt reward-urile pe care le vei putea lua de pe site-ul pe care îl voi pune și în descriere. World Finals va începe de pe 1 noiembrie și va ține până pe 3. Ca să iei aceste reward-uri va trebui să te uiți la finale și să prezici ce echipe câștigă și de asemenea să răspunzi la întrebările care apar uneori pe site. O să fac live atunci, așa că fiți pe fază. Acest skin pe gas a venit și este valabil în noul challenge care este deja pe joc. Doar că lumea se întreabă dacă va veni și pe shop. Acum, nu știu sigur dacă pot răspunde la asta pentru că sunt șanse să vină pe shop, dar probabil o să vină anul viitor și anul acesta poți să iei numai gratis din challenge, habar n-am. Cel de-al doilea milestone de la eventul Dead Game tocmai ce a fost completat, acest milestone având ca reward acest Hypercharge Star Drop gratis. Voi ce Hypercharge va pica din el, scrieți în comentarii. În poza cu boxurile, când au arătat ce poate pica din noile trophy boxuri, putem vedea că poate pica și o raritate nouă de pin, aceasta fiind galbenă. Această raritate nu există în joc și să nu o confundați cu raritatea exclusivă, pentru că aia o putem vedea fix lângă. Supercell a venit cu un răspuns zicând că e doar o greșeală și este doar ceva din dev build nefinalizat și probabil anulat de mult.
Supercell a văzut părerea lumii și vor adăuga și un spray exclusiv pentru playerii care au făcut minim un rang 30. Acest spray îl va lua toată lumea care are sau care va face un rang 30 până la venirea următorului update. Așa că dacă nu ai deja un rang 30, grăbește-te! Aparent, developerii care se ocupă de jocul din China au mutat Showdown în locul lui Knockout, Knockout devenind primul game mode. Oare asta reflectă o schimbare și către jocul global? Voi ce părere aveți? Scrieți în comentarii. Kenji și Mo vor primi nerf după finale, adică după 3 noiembrie. Nu știm încă cum vor fi nerfuiți, dar măcar este o veste bună. Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de like pentru că m-a ajutat foarte mult. Iar noi ne auzim mâine la Brawl Talk. Pa, pa!